Ne aflăm într-o perioadă unică, extrem de importantă și valoroasă în istoria umanității, mama Pământului, universul nostru și o grămadă de alte galaxii, planete, stele, universul și dimensiuni pe care există și noi nu suntem conștienți de existența lor, de când sursa a creat toată această lume. Ultimii lucruri extrem de negative care pământenii au făcut pe Pământ a fost în perioada război mondial, mai ales când au folosit bomba atomică și a creat foarte multe karma negativ pe Pământ. Din acest motiv a intervenit comunitatea galactică într-un mod indirect. A dat o chemare universală și a spus Pământul este în pericol, cine este voluntar se vine ca să ajută. După război mondial a venit trei valuri de voluntari pe Pământ, suflete și entități cu vibrații extrem de ridicate din stele, planete, galaxii, universuri, dimensiuni și chiar direct de la sursă, ca voluntar născută un corpul uman și misiunea lor a fost și este să ridică vibrația mama Pământului, umanității și universul nostru. Una dintre cele mai importante misiuni ale acești voluntari care ne află acum aici pe Pământ și una dintre ei mult posibil ești și tu, este să ridicăm vibrația noastră, bazat pe harta și nivelurile de conștiinței umane, creat de Dr. David R. Hawkins, care a investit peste 20 de ani din viața lui în cercetare și testare și a folosit teste musculare și a afectat peste 250 de mii de calibrări pentru a defini o serie de valori, atitudini și emoții care corespund nivelurile de conștiinței umane. Acest tabel este pe o scară logaritmică de la 1 la 1000 și se numește harta sau nivelul de conștiinței umane, care a fost prima dată introdus în lume prin cartea lui care a fost bestseller în America, care este și tradus în limba română, denumit Putere versus Forță. Misiunea ta, a mea și a noastră este, în primul rând, să conștientizăm că vibrațiile joase sunt cele mai destructive și nocive vibrații și cei care conduc lumea și vor să țină populația sub control prin școală, religie, cultură, mass media, radio și televizor, politicienii și o grămadă de alte metode, vor oamenii să rămân în vibrații joase și mereu să aibă probleme de sănătate fizică, emoțională, energetică, spirituală și psihică, pe care știm deja multe astfel de probleme sunt create din emoțiile noastre negative, precum judecata, rușinea, vinovăția, apatia, durerea, frica și toate ramurile de frică, frica de singuritate, frica de abandon, frica de moarte, frica de Dumnezeu și mândria. Nivelurile acestea sunt sub nivelul 200 și eu pe mine mă transform într-un gaură neagră care sug toate energiile pozitive din jurul meu. Atunci când devin un om conștient și încep să lucrez cu dezvoltarea mea personală și spirituală și încep să ridic vibrația mea de la curaj în sus și prin această cale de dezvoltare continuu, pot să ajung la nivelul neutralitate, care este o stare care pe mine nu mă mai afectează părerea oamenilor și prind încet încet încredere în mine că eu sunt creatorul propria mea realitate și viață și devin stăpân al emoțiilor mele și pot să creez viața bazat pe valorile care îmi doresc să le trăiesc. Bineînțeles, pot să ridic vibrația mea și să ajung la niveluri mai sus, să ajung la bunăvoință, acceptare, rațiune, iubire, bucuria și foarte interesant că vedem în acest tabel vibrația bucuriei este mai ridicat decât iubirea și atunci când eu sunt în vibrația bucuriei care este 540, afectez pozitiv peste 3 milioane de oameni în jurul meu. Și în continuare, dacă îmi doresc să ridic vibrația mea, am măsurat vibrația recunoștinței și este în jur de 690 și cine este în stare de recunoștință și mulțumește mereu pe el și pe Creatorul pentru tot ce este, are și trăiește, pur și simplu datorită această stare afectează pozitiv peste 60 de milioane de oameni în jurul lui. Să zic că se poate ajunge și la nivelul iluminare, așa cum a ajuns și Isus, Buddha, Lord Krishna, Mahatma Gandhi și mulți alți maestri înălțați. Și în perioada aceasta pe Pământ sunt câteva persoane care sunt la acest nivel, care energia lor afectează peste 70 de milioane de oameni în jurul lor. Să știi, când ești în astfel de stări, nu este nevoie să faci ceva uriaș. Pur și simplu prezența ta și starea ta interioară afectează pozitiv pe tine și pe tot ce este în jurul tău. Personal am pregătit acest tabel în limba română cu intenția de a ridica vibrația României, românilor, oriunde sunt în lume și, bineînțeles, de a ridica vibrația umanității și mama Pământului. Ca să fim cu toți o contribuție extrem de pozitivă și puternică în perioada aceasta, mai ales în misiunea care avem acum aici pe Pământ. Cu toate deschiderea mea, pun în dispoziția ta acest tabel în două formaturi, ca să poate să fie foarte ușor folosit în dispozitive mobil și în calculator ca și desktop, ca să ai tot timpul în fața ta să te uiți la acest tabel și să-ți reamintești care este misiunea ta acum aici pe Pământ. Așa cum știi și tu foarte bine, misiunea mea este să ridic vibrația mea și vibrația umanitate. Te binecuvântez, om bun, cu lumină și iubire pură, direct de la sursă.